Bună, sclipicioșii mei, eu sunt Romina și azi mă aflu aici în fața voastră într-o ipostază puțin mai ciudată și nu că aș fi putut să ascund acest lucru pentru că este destul de evident cu tot acest machiaj pe față. Și da, ați ghicit, azi am pentru voi un machiaj de Halloween, un tutorial de machiaj în care vă arăt cum puteți să obțineți acest machiaj. Am ales să fac acest machiaj ca și participarea mea la o colaborare pe care am pus-o la cale cu 25 de fete, da, ați auzit bine, 25 de blogărițe și content creators. Așa că înainte de toate, nu uitați să vă abonați canalului meu, să dați un like acestui video și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez ceva nou. Dar nu uitați să vă uitați și în descriere, unde veți găsi toate linkurile către postările celor 24 de fete, pentru că eu sunt a 25. Și acum să trecem la treabă și hai să urmăriți să vedeți cum se face foarte, foarte ușor acest tutorial și cât de efect poate să fie. Înainte de toate, pentru a nu pierde timp, mi-am pregătit fața, mi-am aplicat o bază de machiaj, verde pentru a atenua petele roșii, am pus fond de ten și am ales o nuanță de fond de ten mai deschisă pentru că îmi doresc ca machiajul acesta să fie un machiaj mai dramatic, un machiaj de Halloween. Și atunci o nuanță mai deschisă de fond de ten ajută foarte mult acest machiaj, plus că negrul va ieși mult, mult mai bine în evidență. Acum urmează să îmi aranjez puțin sprâncenele. Mai există o variantă pentru acest machiaj și anume varianta în care vă faceți sprâncenele cu lipici școlar și folosiți fond de ten peste pentru a le acoperi. Însă eu nu am vrut chiar atât de dramatic să fie machiajul meu și am zis că nu vreau să rămân fără sprâncene, deși dacă îl cureț cu apă călduță merge destul de ușor. Am zis că mai bine nu, să încerc să fac ceva cât mai simplu. Și așa arată sprâncenele mele. Iar acum, înainte de a trece mai departe, voi lua niște farduri, voi lua această paletă Romance. Este o paletă de la V7 Cosmetics și îmi voi face un smokey eye. Voi folosi această nuanță și anume Date Night. Și voi aplica nuanța în pliul pleoapei. În acest moment arăt foarte creepy, însă voi lua o nuanță de negru și anume acest Black Book. Acesta îl voi aplica pe toată pleoapa și voi blendui foarte, foarte bine. Acum voi aplica acest fard negru și în partea de jos a ochiului. După ce am terminat cu acest smokey eye, care sincer până acum mi se pare destul de creepy deja, urmează să trecem și la partea de machiaj artistic. Machiaj science fiction, să-i spunem așa, un machiaj mai dramatic. Și anume vom face un paianjen. Și vom începe să facem piciorușele paianjenului și am să vă arăt în cele ce urmează cum fac acest lucru. Pentru a face picioarele paianjenului și pentru a arăta cât mai bine, am să folosesc aceste culori acrilice care mă vor ajuta să fac machiajul să arate cât mai bine. Acestea le voi dizolva cu apă pentru a le putea folosi mai ușor, pentru că altfel ar fi prea groase și nu se pot folosi bine.
și mă voi folosi și de 3 pensule, și anume 2 pensule subțiri, una puțin mai groasă, una puțin mai subțire care are un vârf mai interesant și o pensulă pentru blending, o pensulă de machiaj. Thank you.
Și gata, acesta este machiajul meu. Sper să vă placă, sper să-l faceți și voi, pentru că este un machiaj foarte, foarte simplu de realizat. Aveți nevoie de foarte puține lucruri și, după cum ați văzut, de culori acrilice și de puțin entuziasm și creativitate. Mie îmi place sincer foarte, foarte mult ce a ieșit și am să scot acest machiaj cu mine în oraș la o petrecere de Halloween. Sper că v-a plăcut acest video, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și subscribe canalului meu. Eu vă pup și ne vedem data viitoare!